comportare peste așteptări, nu? A altelor felurilor rănești. Da. Obiectivul nostru a fost de 30 de medalii. Putem spune că a fost îndeplinit și chiar depășit. În total obținând un număr de 36 de medalii la acest campionat național de junior și tineret. Un număr de 18 medalii de aur, 11 de argint și 7 de bronz. Putem spune că sportivii noștri s-au autodepășit la acest campionat. Meritul este, bineînțeles, și a antrenorilor, Constantin Urdaș și Uzvaru și Iosif, care au depus eforturi pentru a menține formă sportivii noștri, deoarece știm că este al șaselea campionat la care particip în acest an. Deci au fost 3 cupe ale României și 3 campionate. Este ultimul din anul ăsta, urmând ca pregătirea să se desfășoare în continuare, pentru că în martie anul viitor vom avea europene de cadeți, care sunt și criteriul de calificare pentru Olimpiada din 2010, Olimpiada de cadeți din 2010.